La Vaslui, la sala de conferințe a Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Vaslui, a avut loc semnarea acordului de parteneriat între o serie de instituții vasluiene cu Uniunea Națională a Patronatelor din România. Scopul declarat al evenimentului l-a constituit descoperirea de noi căi menite să asigure dezvoltarea mediului de afaceri din județul Vaslui. Amănunte pe marginea evenimentului ne-au fost furnizate de prim vicepreședintele Uniunii Naționale a Patronatelor din România, Corneliu Pricope. Astăzi, 29 aprilie, am avut deosebită plăcere să am o întâlnire cu oameni deosebiți, o întâlnire cu mediul de afaceri și asociațiile profesionale, astfel încât să reușim împreună să impunem o schimbare de ritm în ceea ce privește reprezentarea mediului de afaceri și reprezentarea intereselor mediului de afaceri în perioada următoare. S-a semnat un acord de parteneriat prin care, fără a ne obliga juridic fiecare cu fiecare, noi încercăm de fapt să punem bazele unei construcții sănătoase, de jos în sus, prin care să reușim dezvoltarea de programe și proiecte împreună, implementarea acestora împreună și nu în ultimul rând să venim cu un pachet legislativ către Parlamentul României, către Guvernul României, astfel încât fiecare om de afaceri să înțeleagă și să se regăsească în mesajele noastre și în propunerile noastre. Noi dorim să avem soluții pentru dezvoltarea comunităților locale, soluții concrete și în acest sens căutăm parteneri cu care am semnat un acord de parteneriat sau nu am semnat, dar parteneri cu care să ne așezăm la masa de lucru și efectiv să punem bazele unei dezvoltări sănătoase a comunității județului Vaslui, a municipiului Vaslui și nu în ultimul rând a unei baze sănătoase pentru dezvoltarea întregii comunități din Moldova, din regiunea Nord-Est, pentru că noi așa suntem o regiune care avem nevoie de investiții în continuare mult mai mari decât în alte regiuni ale țării pentru a micșora diferențele de dezvoltare existente și pe care le recunoaștem cu toții. O spun și indicatorii economici la nivelul Uniunii Europene și pentru aceasta cred că trebuie să fim mai uniți și mai consecvenți în a respecta cu prioritățile agendei noastre comune, astfel încât să și reușim să bifăm mai multe din obiectivele pe care noi ni le propunem. Pentru că, așa cum bine spunea unul din partenerii noștri astăzi, nu este suficient doar să parcurgem această fază protocolară, este foarte important să și o concretizăm prin fapte și prin documente, prin programe și proiecte de dezvoltare, dar și prin îmbunătățirea legislației, astfel încât mediul de afaceri să fie mai eficient și oamenii de afaceri să fie mai mulțumiți că pot investi în România, pot investi în județul și în orașul lor. Este foarte important să acordăm o șansă resursei umane din România ca să nu părăsească România. Este foarte important să dăm o șansă în plus tinerilor care absolvă mediul universitar ca să muncească în România și să găsească un loc de muncă bine plătit aici la Vaslui. Dacă măcar vom reuși să schimbăm cu câteva procente acest lucru, cu siguranță poate fi mai mult. Nu în ultimul rând vreau să subliniez că Uniunea Națională a Patronatului Român nu este doar un partener al celor care au semnat astăzi, al instituțiilor și cu deosebită plăcere reamintesc Camera de Comerț și Industrie și Agricultură Vaslui, Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență, filiala Vaslui, Colegiul Farmaciștilor, filiala Vaslui, Baroul Vaslui. Nu este doar un partener, este o organizație sau un partener care vrea să muncească alături de domniile lor, de aceste organizații și să aducem un plus de valoare către mediul de afaceri existent în județul Vaslui. La întâlnire a fost prezent și președintele Camerei de Comerț Vasluiene, Ionel Constantin. Am fost gazdă și parteneri. Astăzi am participat împreună la un eveniment așteptat, aș putea să spun, la nivelul județului Vaslui. Un eveniment care trebuie să aducă o mai
puternică coeziune a organizațiilor patronale și nu numai, cât și a altor factori la nivelul județului Vaslui, în vederea întăririi, dacă vreți, reprezentării oamenilor de afaceri, pentru că aici suntem interesați atât patronatele cât și camerele de comerț, iată că pentru aceasta ne aflăm aici, în așa fel încât activitatea investitorilor să cunoască o oarecare îmbunătățire. Din acest punct de vedere s-a constituit acest parteneriat la care au participat, iată, pentru început 5 parteneri, atât profesii liberale cât și noi. Ne dorim să avem o activitate susținută împreună cu decidenții politici la nivel local, până la nivelul județului Vaslui, în așa fel încât să identificăm soluții pentru problemele cu care se confruntă oamenii de afaceri și să găsim acele soluții care să ducă la sporirea, dacă vreți, a activităților economice la nivelul județului Vaslui, a profitului atât de mult așteptat, în așa fel încât să întoarcă prin impozite în investiții care pot fi realizate la nivelul județului Vaslui. E un moment bun, e o speranță. Aș vrea să nu rămânem la acest stadiu festiv, pentru că am avut multe întâlniri festive la nivelul județului Vaslui și nu toate s-au concretizat. În același timp am prezentat partenerilor care s-au aflat astăzi la nivelul camerei noastre faptul că le stăm la dispoziție atât cu spațiu cât și cu birotică, în așa fel încât să desfășoare activități împreună cu noi în folosul comunității de afaceri. Nu în ultimul rând, le-am dat catalogele topului județean al firmelor pentru a cunoaște indicatorii economico-financiari la nivelul județului Vaslui, pentru a arăta adevărata față a județului nostru, pentru a arăta că în acest colț de țară numit județul Vaslui se lucrează, sunt oameni sănătoși la cap și la trup și investițiile sunt în consens cu aspirațiile de moment ale populației. Da, eu am 44 de ani când sunt în județul Vaslui, de la repartiție, și vreau să vă spun că județul a cunoscut o creștere. Sigur, sunt așteptări mai mari, sigur, putea să fie și mai mult, dar să avem în vedere că aici nu numai decidenții politici, cât și noi ceilalți, trebuie să avem contribuții la sporirea zestrei acestui județ.